Este, mă? Ce faceți? Hello. Hello. Hey. Anu, e română, nu? Yeah. Știi ce mai tare, mă? Do we know him? Stai așa să vă încurajez. I don't know. Are you one of the jury? Ha? Yeah, you're one of the jury. Fii aici. Yeah. Dacă Chelu. Yeah. Juratul. Dai să sară dacă nu, da? Do you want to fight me? Te duci. Because, nu. Because it's Rurato, it's not a wrestler. Ah, do you want to kill me? Me? Yeah, do you want to kill me? No. You? Yeah. De jurat. Me, de jurat. Las că zic eu, da? Zic eu. Hey, yeah. Și mai tare eu și tu și mai tare Cuba. Oh, yeah, here we go. Coco vă ajută să fiți acolo câștigători. Coco vă ajută, yeah. Hai vă, Cuba. I must say, I'm slightly confused, but... Yeah, me too. I am David, I'm from Sweden. I'm Fofo, I'm from Sweden, I'm 18. Well, together we are 40, 50, 70, we are 80 years old together, 80. Are you a couple? No. No. We used to be 13 years. Of our life, but since 1 year, we are not a couple, but we are still working together and doing stuff. So we get along, right? More or less. A little bit. And is yours? Yeah, this is ours. Oh. Give me one. We're gonna use some ping pong balls and put them in our mouth. Can I try? yeah, it's on what, your what, own what, risk. What? On your own risk. That's it. You don't know where that's been. I'm just the lucky guy. Yeah. So you don't hate each other now. We never trying to kill him. If we would kill each other, it would still be very romantic. If we kill each other, we do it tonight on the TV. Yeah. Show. It might be. Who knows, eh? No. We normally go all in. So. We like to improvise. Yeah. Every show can be the last one. A lot of tattoos? Yes. What currently? Yes. What is this? This is a boat. This is an octopus. You want to know what's in a boat? What's that? That's a vagina. Because why not? Why not? Yeah. Deci, având în vedere că este David și Fofo, presupunem că este un bărbat și o femeie. Deci, te rog frumos să nu atente te abții. Da. Dar dacă Fofo este mopul, vezi că avem două găleți, dar ăla ce e roșu? Ăla de acolo. Un mini țambal, pare de aici. Mamă, deci dacă ăla este mini țambal, înseamnă că sunt absolut genial. We have big expectations from you guys. Yeah, you came all the way from Sweden to do nothing. Exactly. That's what we were hoping, but you never know. He's got a knife now. Yeah, so be ready. It's a butter knife, so don't worry. So we are doing something, maybe something which is a little bit over the line. Doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze pe David și Fofo! Bă, chiar m-am speriat. Nu sunt români. Sigur nu sunt români. David și Fofo au fost cireașa de pe tort. Băi, mi-am dat seama din primele secunde că sunt niște profesioniști, că mănâncă treaba asta pe pâine și că o fac cu umor. Deci eu când am intrat pe scenă am spus, mamă, ăștia sunt un cuplu de perverși, indiferent de unde vin ei, mi s-au părut așa genul ăla de oameni perverși, care fac lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, să zicem, le considerăm un pic așa ciudate, adică, da, sunt doi circari nebuni, cine știe ce tâmpenii au în cap. Da, asta ți-a zis ție, că nu știi pe unde a fost vila aia. Thank you.
Păi eu am rămas, deci chestia aia cu mingea, el o făcea cu limba, bănuiesc că era aceeași tehnică și ea. Mamă! Ce mușchi exersat! Cântă cu mingea la aia. Nu te cred. Da, da, da. Deci nu, dacă ies o melodie din chestia asta, mor. Și eu aici mor. Facă ce cred eu că o să facă. Și am băgat bila aia în gură. Nu pot să cred! Nu. Doare creierul. Bă, dar m-am gândit la un moment dat, că eu am văzut niște filmări dintre astea în care, bă, făceau niște chestii senzaționale. Zic, bă, dacă ridic asta cu ăsta și văd bile de-alea sau bila aia care face așa. Cât de tare ar fi, de fapt, aia să fie avut fusta ridicată la spate, voi să fi filmat în spate, dar noi să nu știm. Hey! Fii politicos, man. Bă, nu știu, depinde din ce țară sunt, că nu știu dacă e ok să... Oh, we are from Sweden. I was sure. I just wanted to say Sweden. Auzi, și culmea, deși am apreciat exactitatea monstruoasă a numărului, dar partea mea preferată a fost partea de început, cea cu greșeli controlate. Oh, thank you. You appreciate it. Oh, okay. Oh, thank you. Oh. Și nu știu dacă pot să fac asta, semn de respect, vă apreciez mult. Acum ar fi fost. Noi bem cafele, unul din paharul, din cana cel, nu o să mai mă ating în viață, adică de ce și-a băgat mingea în gură? De ce am băgat mingiuța aia în gură? Pentru că am vrut ca după acest număr să rămân cu un gust plăcut. Tanti mama lui Mihai, învățați-l să nu mai bage așa orice în guriță, că nu. N-am învățat asta de când eram mic. Sunt convinsă că i-a spus, mă, nu mai băga toate prostiile în guriță. Mic. Căh, mami, nu, nu. Și l-a căzut pe jos, a fost acolo, la tanti, a fost la nene. Și tu ce faci, bagi în guriță? Și juriu ce vină are, că stăm la aceeași masă și mâine ne pupăm când ne vedem. Adică, bă, bune, cum îl mai pup eu pe ăsta că mă văd cu el? Dacă Bendeac n-ar fi făcut acel gest, ar fi fost așa, da,
frumos de nota 10. Faptul că Bendeac a băgat în gură mingea de ping-pong și a scuipat-o înapoi către concurenți a făcut ca acest act să fie de nota 11. It tastes wonderful. Thank you. Okay. Am apreciat foarte mult your vagina. Because you can do a lot of things and that's actually amazing. And I think, cred că ai nevoie de foarte mulți ani să faci asta sau dracu de exerciții faci să faci asta, dar e... Bă, dar n-a făcut... Nu a făcut nimic cu vagina? Nu cred. Se poate să face treaba asta? Am văzut în Thailanda. Există un sat în Thailanda care cu asta se ocupă. Adică nu numai cu minguțe de ping-pong. Fumează cu vaginul. Fac foarte multe lucruri. Pentru entertainment. N-a băgat mingea în vagina? Adică n-a fost mingea acolo deloc? A fost un altceva? Mă, ați filmat în spate ceva? Vagina, it's magic. Bă, dacă eu nu mă înșel, e posibil să fi fost. Eu cred că ați luat asta. Este foarte clar că sunteți profesioniști. Noi ne-am simțit foarte bine. Foarte bine. Încheiat această zi în cel mai frumos mod posibil. Felicitări încă o dată, ați fost absolut speechless. You look that, like that guy from Prodigy. Yes, I do know. You look a little bit like him too. Oh my god. Da, mă, că ai părul la capăre. Da? Da. Suntem încă o dată la Prodigy și eu. La păr, da. Yeah, we're brothers. Yeah, cool, yeah. Cel mai mult mi-a plăcut finalul cu xilofonul și mingea de ping-pong. Așa se încheie un număr de comedie combinat cu un număr de circ. Și faza cu xilofonul a spus, gata, oricât ar fi de tare în gură bărbatul, e clar că femeia trebuie să fie foarte tare. Now I really understand what you were saying with be careful, you don't know where that ball was. Yes. Now I know. Now you know. Now I know. Yeah, we really didn't see you coming. I know you better right now. Exactly. You know me. Something you know me, we have something in common. You were, I mean, surprised that Bendeac put the ball in his mouth. Yeah, but we are happy about this because now we're gonna get a child, and it's great. So someone has actually judged your vagina on Romanian national TV. That's first, isn't it? High five on that.